de la cap la coadă. Mulțumesc, Laura. Este prima sărbătoare de 10 mai fără regele Mihai I. O zi plină de evenimente prin care a fost sărbătorită regalitatea. Garden Party-ul de la Palatul Elisabeta a fost punctul culminant, iar cel mai așteptat moment, salutul membrilor familiei regale din balconul Palatului Elisabeta, așa cum făcea în trecut regele. Mii de invitați au răspuns cu mult entuziasm celebrului salut adresat de membrii familiei regale. O zi națională și fără regele Mihai, dar totuși am vrut să mergem înainte, în spiritul lui, pentru moștenirea lui, pentru ce a vrut pentru țara noastră. Ne simțim foarte bine și, cum am spus odată, nu ne simțim singuri acum. E foarte frumos din partea tuturor. Toți oaspeții și-au amintit de majestatea sa, care încă din 2010 îi obișnuise cu salutul de la balcon în zi de sărbătoare. E trist, e trist. Care este amintirea pe care o păstrați regelui Mihai? De un om bun, de un păcat că a plecat. Este dureros, dar trebuie să fim optimiști și trebuie să respectăm și valorile și dorințele pe care majestatea sa, regele Mihai, le-a exprimat. Doamnele au purtat pălării cochete, lucrate cu multă maestrie, ca niște opere de artă de designer celebri. Domnii au ales ținute clasice. Cât ți-a luat să pregătești ținută? Sincer, o zi. A fost ceva pe ultim moment. Arată foarte elegant și cred că este un semn că pentru toți este o petrecere importantă. De dimineață, membrii familiei regale au depus coroane de flori la statuia regelui Carol I. Vin din Suedia. Am rămas special pentru această sărbătoare. Familia regală s-a recules și a depus flori în piațeta regelui. Sărbătoarea a început cu un maraton, devenit tradiție. Tot de ziua regalității, Academia de Tehnică Militară a primit numele regelui Ferdinand Întregitorul.